Wow, chiar vrei să publici asta? Dar de ce nu aș posta? Înțelegi că nu-i de tine toată treaba asta cu content creation. De ce n-ar fi de mine? Păi bune, nu-i locul tău. E... Poftim? Mai bine încerci, dracu, să găsești ceva la care ești, nu știu, te pricep cu adevărat. Da, mă, cum ar fi? Să faci drame? Capa. Sincer, e un termen pe care l-am auzit de ceva timp numit sindromul impostorului, care se definește în felul următor. What's the imposter syndrome? Imposter syndrome is a psychological pattern in which an individual doubts their skills, talents, or accomplishments and has a persistent internalized fear of being exposed as a fraud. Efectiv, simți că nu meriți să fii unde ești și simți că doar ai avut noroc până acel moment. Și sincer, cred că acest feeling poate afecta pe oricine, indiferent de statut. De fiecare dată când postez ceva, lipsa de încredere în numerele, perfecționismul, se pun în calea fericirii, să zic așa, și mă fac să mă simt ca și cum ce am făcut e total bullshit. Că nu se va integra bine printre toate celelalte clipuri deja existente pe platformă. Asta se aplică pe orice platformă, numai aici pe YouTube. Încerc să împărtășesc acest feeling pentru că simt că și tu probabil simți același lucru. YouTube este acea platformă pentru video content și, deși îmi place nebunie să creez pentru această platformă, nu pot să mă desprind de această insecuritate. Spre exemplu, am avut câteva idei în ultima lună și am tras două vloguri, pe care, ghiți ce, le-am șters. Le-am șters pentru că în timp ce filmam, începuse să pună stăpânire pe mine gândirea de care v-am spus la începutul clipului. Efectiv, amuzeam în cap. E destul de interesant. Oare reușesc să mențină retenția? Am un hook destul de bun? Și toate aceste gânduri încep să te distragă de la actul de creație în sine. E bine, ăsta e rezultatul sindromului impostorului. De când am tras un comunicat pentru o companie foarte mare din România și în timp ce am intrat cu tot echipamentul în biroul CEO-ului și am început să montez și vedem cum mă tratează lumea, ca și cum sunt un mare profesionist la ceea ce fac, dar totuși sunt? Și să nu vă mai zic, la studio când vin oamenii să filmeze, păi zic, bă, eu chiar ar trebui să mai fac asta? Uite și tu, oameni cu studii, cu aparatură, vin cu oameni, adică vorbesc toți cu termeni sofisticați. Eu nu ar trebui să mai ridic capul din pământ, efectiv. Adică, uite și tu la omul ăsta, venind din alt oraș special să filmeze chestia asta. Uite cât de obosit e, clar lucrează mult. Sau uite pe domnul în vârstă care știe mai multe. Și eu încerc să le explic cum funcționează lumina aia și modificatorul de lumină care nu știu cum se numește în momentul ăsta. Și ghiți ce, în spatele capului apare răducul ăla mic cu castron care, bă, nu-i băiat de treabă. Îmi zice din start că ar trebui să mai rămân în domeniul ăsta. Mereu zice, bă, ai avut bulan că te-ai ales pe tine pentru treaba asta. Ai făcut și tu 2-3 podcasturi și oamenii ăștia chiar cred că tu poți face treabă. Și răducul nu stă în spatele meu, numai la muncă. Stă și când vine vorba de stream, când vine vorba de YouTube. Impostorul din mine este răducul. Dar ghiți ce? Chit că el îmi spune că nu merit locul în care sunt. Bă, îl merit pentru că am muncit, mi-am rupt din timpul meu liber să descoper și să învăț. Și mai ales să exersez. E bine, comunicatul de care vă vorbeam e făcut. Clientul e mulțumit, atât de mulțumit încât m-a recomandat deja altor 2 posibili clienți. Și ghiți ce? Tot el mi-a oferit încă un proiect mult mai mare decât cel pe care l-am făcut inițial. Contentul pe care îl fac aici, deși nu prinde atât de mult la public cum prind altele în spațiul românesc, sunt super încântat de el. Adică ultimul review m-a bucurat enorm și încă râd de fiecare dată când îl revăd. Acel lucru care ne afectează pe toți cei care încercăm să creăm lucruri și nu numai pe noi, cred că poate fi aplicat cu orice om. Mai ales dacă vă gândiți la istoria recentă legată de mentalitatea comunistă. E bine, acel lucru de care vă spun este comparație. Tot ce faci este să te uiți la altcineva. Te uiți la CV-ul lui, la numerele lui, la ce campanie a făcut. Te uiți cum se îmbracă, cum vorbește, la prietenii lui, la followerii lui. Și tot ce faci este să te pui în același context și să te compari non-stop. Inconștient, tu compari 2 parcursuri total diferite. E posibil să compari mijlocul drumului acelei persoane și începutul drumului tău. Ceea ce e total greșit. Acum, dacă ești creator, mai ales aici pe YouTube, știi că YouTube-ul te ajută, dar îți face și o mare nedreptate în același timp.
cu ce greșește și te ajută YouTube în același timp este faptul că ai acele analytics, acele statistici instante care te fac să dai refresh non-stop când ai postat ceva nou. Non-stop să vezi cum merge clipul tău și dacă nu ai acele săgeți verzi, te demoralizezi. Și practic, confirm gândurile din cap. Practic, vezi cât de prost o duci față de alții în același domeniu. Mamă, și dacă te mai uiți și pe Social Blade să vezi aproximativ cât câștigă alții, ești pierdut total. Termin acest clip cu o mică povestire. De mic am fost tuns ca strân de-ai mei și mereu ieșeam în evidență cu această tunsoare. Pentru că, na, perioada aia toți erau tunși la fel, periuță sau scurt, doar eu trebuia să port bentița la basket ca să nu intre păr în ochi. Am trăit o frustrare maximă toată viața, de fapt până în clasa 11 când n-am mai putut efectiv și am renunțat la castron deoarece efectiv nu mi se mai potrivea cu restul corpului. Acum să mă uit cu plăcere și prind emoție la pozele cu mine de când eram mic, adică pe bune, eram ca un tubercul mic, ca o ciupercă plină de viață și realizez că în loc să mă bucur că am fost special cu o cetânsoare, m-am comparat mereu cu alții. Vă jur că dacă vreau să am un băiat și părul lui îmi va permite castronul, îl fac direct. În fine, asta a fost pentru azi, guys. Încercați vă tundeți castron. Sper că mi-înțelegeți metafora. Nu cred că v-am scăpat de acest sindrom al impostorului. Cred că e un mecanism al creierului care, nu știu, e posibil să ne facă să vrem mai mult de la noi. Îți meriți locul unde ești. Te încadrezi în clubul de care aparții, pentru că adevărul este că tu te-ai adus pe tine în acea situație, în acel grup, în acel proiect. Nu cred că e despre energie sau soartă, sau cine știe. Dacă ți-a plăcut bâlbâiala mea de până acum, nu uita să lovești acel like și mă ajută foarte mult un sub, dacă vrei să mă vezi pe aici.